Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la știri. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Inspectoratul Județean de Poliție Alba dorește ca siguranța publică să nu fie tulburată. În acest sens, peste 200 de polițiști din toate structurile inspectoratului se vor afla în misiune. Obiectivul clar și principal al acestora fiind liniștea și ordinea publică. Pe lângă dispozitivul curent, Inspectoratul de Poliție Alba va acționa în zonele aglomerate cu peste 200 de polițiști din toate structurile. Astfel, pentru a fi păstrat un climat de ordine publică și siguranță, lucrătorii din cadrul MEAI-ului vor patrula în zonele preponderent aglomerate, însă vor viza și sectoarele rutiere unde s-ar putea forma ambuteiaje. Cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a luat o serie de măsuri pentru intensificarea acțiunilor, suplimentarea efectivelor de siguranță publică și prezența echipajelor de poliție rutieră în locurile în care urmează să se desfășoare manifestări publice pentru sărbătorirea Zilei Naționale și în special în municipiul Alba Iulia, astfel încât să fie prevenite evenimentele negative. Nici aparatele radar nu vor fi scoase din funcțiune cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale, dorindu-se în mod special evitarea accidentelor. Polițiștii recomandă să aveți o atenție sporită la genți, poșete sau alte bunuri de valoare, să nu consumați băuturi alcoolice în mod excesiv și să nu conduceți sub influența alcoolului. Buna desfășurare a activităților și siguranța participanților la manifestările prilejuite de Ziua Națională vor fi asigurate în Alba de peste 300 de jandarmi. Dintre aceștia, 120 fac parte din gruparea de jandarmi mobil Regele Ferdinand I din Târgu Mureș. Jandarmii vor avea în vedere manifestările de vineri și sâmbătă, la care se așteaptă o prezență masivă a cetățenilor, situație în care este posibilă producerea de evenimente nedorite. Vineri 30 noiembrie și sâmbătă 1 decembrie, jandarmii vor fi prezenți pe timpul desfășurării ceremoniilor depunerii de coroane, primirii soliilor din cetățile de scaun ale Unirii, manifestărilor religioase și cultural-artistice dedicate Zilei Naționale, precum și pe timpul spectacolelor pirotehnice. Pentru prevenirea incidentelor, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba recomandă populației să evite consumul excesiv de alcool, să nu dețină arme de orice fel, artificii sau petarde. În caz de incidente, apelul la numărul unic de urgențe 112 este soluția ideală de rezolvare a tuturor problemelor. Accident rutier aseară pe DN1 la intrarea în Sebeș dinspre Sibiu. Un autoturism încadrat riscant în depășirea unui autocar a dat far în far cu un tir ce circula din sens opus. Acroșat de gigantul șoselelor, autoturismul a ricoșat în autobuz și de aici pe marginea șoselei. Pe o ceață de asă, sotai cu cuțitul, șoferul aflat la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare Alba 65L a încercat total neindicat să depășească autocarul din față, întrucât din sens opus se apropia amenințător un tir. Din fericire, impactul nu a fost frontal, dar din acroșaj autoturismul s-a lovit de autobuz și de aici a ricoșat pe marginea drumului, serios avariat. A fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru a-l putea scoate dintre fiarele contorsionate pe imprudentul, dar norocosul șofer, care s-a ales din accident doar cu o strașnică sperietură. Din primele cercetări efectuate de polițiștii la fața locului, a rezultat că vinovat de producerea acestui accident este șoferul autoturismului, care nu s-a asigurat în mod corespunzător în momentul în care s-a angajat în efectuarea unei depășiri. În urma accidentului, conducătorul autoturismului a suferit leziuni corporale ușoare și nu a fost necesară internarea sa în spital. Tirul și autocarul au scăpat neșifonate din carambolul rutier, dar mai important este că accidentul nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Astăzi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba au depistat și reținut un tânăr suspect de omor comis în Italia. Constantin Poșa, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în Teiuș, avea emis pe numele său un mandat european de arestare din partea autorităților judiciare italiene. De ce l-ai omorât pe italian? Ce aveai cu el? În data de 18 mai 2012, Constantin Poșa, împreună cu doi complici, a omorât un cetățean italian prin strangulare, după care i-au furat banii și bunurile pe care acesta le avea asupra sa. Crima a avut loc în localitatea Boscoldo di Curtadone din Italia.
Tânărul este posesorul unui mandat european de arestare emis de autoritățile italiene. Acesta a fost identificat la domiciliul său din orașul Teiuș de către polițiștii de investigații criminale în cursul acestei dimineți. El este căutat pentru că este suspect într-un dosar aflat în lucru la autoritățile italiene, în care este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de omor și tâlhărie. Tânărul a fost prins astăzi de către polițiști la domiciliul acestuia din orașul Teiuș și a fost prezentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Pe numele său a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței de judecată pentru confirmarea mandatului european de arestare preventivă. Nebăgat în seamă de autoritățile centrale, Congresul Spiritualității, aflat la 11-a ediție, organizată de 1 decembrie în capitala Marii Uniri, ignoră mințile tulburate ale politicienilor și continuă să facă politica neamului românesc. Alături de profesorii Victor Crăciun și de Ilie Cristescu, inițiatori ai Congresului în urmă cu două decenii, participă la ediția din acest an personalități marcante ale diasporei românești. La ediția din acest an a Congresului Spiritualității sunt prezenți oameni de cultură și patrioți români din țară și diaspora. Printre aceștia, Nicolae Popa din Statele Unite ale Americii, Ștefan Breiler și Viorel Roman din Germania, Rodion Popa, Rusia, Cornelia Salvan, Austria, Iona Ungurean din Italia. Campania electorală din acest an a tulburat foarte multe minți și politica a devenit extraordinară în România, ceea ce nu împiedică în niciun fel desfășurarea Congresului Spiritualității Românești. Pentru că dincolo dezbaterile politice, neamul nostru este cel care, prin destin, trebuie să devină biruitor. Și noi, Congresul Spiritualității Românești, suntem tocmai această legătură între românii de acasă și cei de dincolo de hotarele țării, pentru a dovedi că există o unică românitate. La masa rotundă, formată ad hoc în cadrul conferinței de presă de miercuri, Ioana Ungureanu din Roma, etnolog și muzicolog, a scos în evidență un aspect penibil, jenant pentru statul român. Academia din România de la Roma s-a închis biblioteca, justificând că statul român nu poate să plătească un bibliotecar. Vă imaginați! Este una dintre cele mai frumoase, nu exagerez, este domnul Crăciun, așa? Este biblioteca cu amprenta lui Vasile Pârvan și Nicolae Iorga. Nicolae Iorga. Da. S-a închis biblioteca, s-a închis cursul de limbă română. Românii din Austria aduc mulțumiri Consiliului Județean Alba și Primăriei Sebeș. La Biserica Ortodoxă din Viena, cu sprijinul Consiliului Județean, deci la inițiativa Ligii, cu sprijinul lui domnul profesor Crăciun, Consiliul Județean și Primăria Sebeș s-a depus o placă memorială în memoria lui Lucian Blaga. Deci a fost un moment extraordinar. Congresul Spiritualității a adunat 16 ediții. Din 2001 este organizat la Alba Iulia. Centrala termică de pe strada Alba Iuliană Livezi urmează a fi transformată în creșă. Locatarii cartierului Ampoi 1 sunt extrem de mulțumiți că administrația publică a luat o astfel de inițiativă. Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat miercuri planul urbanistic de detaliu ce are ca scop schimbarea destinației unei clădiri din centrala termică dezafectată în creșă. Alba Iulia are în prezent o singură creșă de stat, tot în cartierul Ampoi 1, care are capacitatea de a primi aproximativ 50 de copii pe an. Centrala termică de pe strada Livezi se află într-o stare suficient de bună încât procesul de reabilitare să fie realizabil în câteva luni. Ce părere aveți despre faptul că centrala termică va fi transformată în creșă? Foarte bine, o părere bună. Ați avut probleme cu micuțul? Păi deocamdată nu, dar am avut fata și a fost bine dacă era și creșe și acum azi mâine cu copilul. E foarte bine. Cred că da. Eu cel puțin nu mai am copii mici, poate dar mici. Oricum, da, ne bucurăm. Ar fi bine. Ar fi bine? Da, credeți că e o decizie bună sau oare trebuia să facă tot ce cred era că, inițial? Cred că e bine, cel mai bine. Pentru copii, normal. Sunt tot mai puține locuri la creșe, cum te-am înțeles. Da.
Mulțumim. Ia zi și tu ceva. Ți-ar place să mergi aici la creșă? Aici. Aici? Da, aici, grădiniță. Am făcut demersurile la primărie. Avem proiectul la asociație. Am dat declarația că suntem de acord să se facă. Așteptăm demararea lucrărilor. Cam în cât timp vi s-a spus? Anul viitor, în funcție de cum vor fi funduri. Numai singura problemă e că o să dispară niște locuri de parcare de aici, de acolo, de la colțul centrale până cât ține centrala, și atunci o să fie o problemă că nu mai prea sunt locuri. Creșa ar putea fi funcțională până la începutul anului școlar 2013-2014 și va avea capacitatea de 60 de locuri. Suprafața construită este propusă pe 448 de metri pătrați. Suprafața desfășurată este de 1025 de metri pătrați, iar curtea creșei în care copiii vor putea ieși la joacă va fi de 265 de metri pătrați. Locatarii sunt foarte entuziasmați de această inițiativă și așteaptă cu nerăbdare să-și înscrie copiii noua unitate preșcolară. După modelul Asociației de Volei Alba Blaj, Cugirul își dorește o astfel de asociație alături de municipiul reședință de județ, dar de data aceasta pentru promovarea tenisului. Sportivii din oraș, care au avut rezultate remarcabile în diferite competiții, i-au încurajat pe iubitorii tenisului din Cugir să facă primii pași spre înființarea asociației Clubul Sportiv de Tenis Alba Cugir. Doi tenismeni din Cugir sunt mândria orașului, iar rezultatele remarcabile ale acestora au făcut pe oamenii de sport din localitate să-i sprijine din ce în ce mai mult. Triplu campion european și cel mai bun sportiv al anului 2012 sunt doar câteva din meritele acestora. Cei doi sportivi, Borza Bogdan, și despre el este vorba, și Rare și Andriuc, sunt legitimați în prezent la CSU Cugir, la Clubul Sportiv Orașenesc Cugir, club pe care de altfel îl reprezint, sunt directorul clubului. Și plecând de aici, am dorit să creăm bazele dezvoltării unui club și mai puternic, să fim sprijiniți și de către Consiliul Județean, în acest sens, și financiar. Cum se știe, tenisul de câmp este un sport costisitor, turneele sunt deosebit de costisitoare, un sportiv ca să crească are nevoie de multe competiții și pentru asta se dorește crearea acestui club de asociații sportive. În Cugir există la ora actuală o bază sportivă destul de bună, însă există loc de mai bine. Sunt două terenuri de zgură, mai avem un teren de bitum, avem trei terenuri în săl de sport amenajate pentru acest sport. Deci avem o bază, avem în proiect încă două terenuri tot cu zgură. De an bun, în Cugir, practicarea tenisului a devenit o tradiție, iar rezultatele excepționale obținute de sportivii cugireni au devenit deja emblema orașului. Cetățenii municipiului Alba Iulia și oaspeții care vor vizita orașul cu prilejul Zilei Naționale a României vor putea circula cu autobuzele Societății de Transport Public Alba Iulia pe orice traseu, în toate zonele tarifare, întreaga zi, achitând prețul unui singur bilet, care va fi valabil pe tot parcursul zilei de 1 decembrie. În acest fel, STP încearcă să încurajeze cât mai multă lume să vină în capitala Marii Uniri cu prilejul acestei zile speciale pentru toți românii. Un bilet costă 1 leu și 80 de bani în zona tarifară din interiorul orașului și este în mod normal valabil o oră pe toate traseele STP, dar cu prilejul sărbătorii Zilei Naționale, acest bilet își va prelungi valabilitatea la o zi și biletele cu preț diferit aferente celorlalte zone tarifare vor fi valabile întreaga zi. Biletele achiziționate prin SMS la prețul de 0,35 de euro plus TVA sunt valabile doar în interiorul orașului. În același context, STP va suplimenta cursele care fac legătura dintre zona autogării și cea a platoului romanilor din cetate și a celorlalte locuri de desfășurare a evenimentelor, asigurându-se o fluență crescută a mijloacelor de transport, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să aștepte în frig. Astăzi, 29.11.2012, au fost desemnați prin tragere la sorți președinții secțiilor de votare pentru referendumul județean. Ședința publică a avut loc la sediul Tribunalului Alba. Sala de Consiliu a Tribunalului Alba a găzduit astăzi la ora 13 ședința publică, în cadrul căreia a avut loc desemnarea prin tragere la sorți a președinților care vor face parte din birourile electorale ale celor 148 de secții de votare organizate în județul Alba cu ocazia referendumului județean ce se va desfășura duminică 9 decembrie 2012. Tragerea la sorți a fost efectuată de doamna judecător Cornelia Mureșan, președintele Tribunalului Alba, asistată de doamna Alexandrina Bișboacă, prim grefier la Tribunalul Alba. Astăzi la Tribunalul Alba au fost desemnați prin tragere la sorți președinții birourilor electorale ale celor 148 secții de votare organizate în județul Alba cu ocazia referendumului județean ce va avea loc duminică 9 decembrie.
Tragerea la sort s-a desfășurat în conformitate cu prevederile articolului 26 aliniatul 2.6 din legea numărul 3/2000, privind organizarea și desfășurarea referendumului cu modificările și completările ulterioare ale hotărârii Consiliului Județean Alba numărul 183 din 16 noiembrie 2012 pentru stabilirea organizării referendumului la nivel județean în 35 de unități administrativ-teritoriale în vederea consultării cetățenilor cu privire la repornirea mineritului în Munții Apuseni. Recent, în ședința de Consiliu de la Teiu s-a discutat despre situația Văii Gioagiului, care este plină de resturi de arbuști tăiați, rezultate din operațiunea de curățare pe care au efectuat-o cei de la Apele Române Alba. Acestea sunt completate de gunoaiele aruncate la întâmplare pe marginea văii. Primarul orașului, Mirel Hălălai, a declarat că a discutat cu cei de la Apele Române și a cerut ca situația să fie rezolvată cât mai repede posibil. În urma discuției, primarul a spus că în maxim 2 săptămâni, adică cel târziu pe 15 decembrie, valea va fi curățată. Care au fost aruncate tot de către cei care stau undeva în zonă sau care, cu, mă rog, acolo pe margine, au ieșit la ideea. Ori aia va trebui să o curățăm, deci aia cât de curând. Vom sta într-adevăr, am avut o discuție cu cei de la Apele Române astăzi și promisiunea a fost fermă. Deci până 15 decembrie, deci s-a adunate toate. Și asta a fost promisiunea. Dacă ei mă mint pe mine, va trebui să vă mint și eu pe dumneavoastră. Deci nu vom abandona ideea de a face curățenie pe vară. E și necesar. Ceva trebuie făcut cu Albea. Cât de cât trebuie. A fost un proiect de reabilitare. Domnul Zorin Nepote a murit. Au făcut ce au făcut. Apele Române. Ei sunt. Urmează. Tasta unii. De nu am început de la Rimes. Urmează să vină și-o spună activiști. Să sperăm că vor face. Banii pe care au alocat în mare. De asemenea, edilul orașului a precizat că această reabilitare a Văii Gioagiului era necesară și că se va asigura personal ca finalizarea lucrărilor să se facă cât mai repede și în cele mai bune condiții. Fundația Comunitară Alba a derulat în ultimii 3 ani programul Youth Bank, care încurajează implicarea liceenilor din Alba Iulia în viața comunității. În acest sens, ieri în ședința de Consiliu Local, fundația a solicitat sprijinul Consiliului pentru al 4-lea an consecutiv cu suma de 15.000 de lei. Supus la vot, articolul din proiectul de hotărâre a generat multe discuții, dar în final a trecut cu 3 voturi împotrivă și 3 abțineri. Programul Youth Bank, derulat la nivel local de Fundația Comunitară Alba, este singurul de acest fel prin care sunt finanțate direct inițiativele liceenilor din Alba Iulia și este încurajată implicarea tinerilor în viața comunității. Noi funcționăm exclusiv pentru liceenii din Alba Iulia și că în 4 ani de zile am finanțat proiecte la 26 de proiecte în oraș pe liceele din Alba cu peste 400 de milioane de lei. Asta pe lângă susținerea administrativă a programului. Vreau să vă spun că programul este un program care are în fiecare an premii naționale la cele mai importante gale ale societății civile, iar cel mai important este că noi vorbim de 4 ani de zile despre antreprenoriat. Știm că suntem într-un județ care, din păcate, are un record negativ ca prezență în topurile de șomaj. Recent, județul este pe locul 10, iar șomajul în rândul tinerilor în Alba Iulia și în județul Alba este dublu. Știm de asemenea că mai nou, foarte mulți absolvenți de liceu și de universitate cer imediat șomaj după ce își termină studiile și nu încearcă să se integreze în lucru. Youth Bank asta face. Tinerii care trec prin program își dezvoltă abilitățile, fac training-uri speciale, în așa fel încât în momentul în care ei vor să intre pe piața muncii, să aibă o șansă în plus. Consilierii locali nu au negat importanța proiectului Youth Bank, însă când e vorba de suma alocată, aceștia au precizat că li se pare prea mare. Și eu zic că suma pentru acest sfârșit de an este mare. Este dublă față de celelalte 3 sume adunate, da? Din articolele anterioare, dar ar fi vorba de asta. Știm foarte bine că există probleme financiare și aș vrea ca această sumă personală aș vrea să revină și să fie prinsă în bugetul anului 2012. Nu în acest sfârșit de an. Nu cred că acum, în acest sfârșit de an, care știm foarte bine că există probleme de plăți și altele, să aprobăm o astfel de sumă. Sunt discuții, din ce am înțeles și cu la restul colegilor, asupra sumei. Suma e destul de mare și... Deci vă justific suma respectivă. Deci. Dorin Sava a ținut să lămurească situația. Având în vedere costurile fundației pentru susținerea acestor proiecte, suma cerută de la Consiliul Local este o sumă modică. Spre deosebire de alte proiecte pe care Consiliul Local le aprobă, care se derulează într-o zi, în 2 sau 3, pe același buget, Youth Bank vorbind de un program care durează 10 luni, 11 luni pe an. De ce? Pentru că tinerii ăștia trec printr-un ciclu care se suprapune cu ciclul lor școlar, în care, bineînțeles, fac acțiuni, strâng fonduri, participă la training-uri, la specializări și așa mai departe,
Noi lucrăm cu o echipă de voluntari care este formată în fiecare an din 13, 14, 15, 16, 17 persoane. Voluntarii ăștia vin, lucrează în fiecare lună, în fiecare săptămână. Sunt săptămâni în care au una, două acțiuni pe săptămână. Noi le decontăm transportul, le decontăm tot ce înseamnă parte de comunicații în momentul în care încep sesiunea de finanțare de proiecte, pentru că ei sunt cei care sună în licee și vorbesc cu copiii care depun proiecte. Îi ducem în fiecare lună, dacă putem, la un suc, la o pizza, pentru că e vorba de tinerii din liceele din Alba Iulia, care pe lângă programul lor încărcat la școală, vin 8 sau 10 ore pe săptămână să lucreze pentru restul colegilor lor. Pentru că la Youth Bank asta se întâmplă. În final, suma a fost votată cu 3 voturi împotrivă și 3 abțineri. Mașina de spălat Alba Lux produsă la Cugir nu este piesă de muzeu. La această concluzie au ajuns consilierii locali din Cugir, care la finalul ședinței de consiliu desfășurată astăzi în localitate nu au ajuns la nicio concluzie. Mai precis, nu s-au decis dacă să înființeze sau nu un muzeu în acest oraș sau ce obiecte ar trebui expuse într-un astfel de spațiu. La finalul ședinței de Consiliu Local, domnul Voicu Aurel, fost consilier local și actual membru al Asociației Procugir, a adus în discuție și problema înființării unui muzeu în această localitate. Această inițiativă a asociației este atent analizată de o comisie a primăriei din Cugir, consilierii locali fiind dispuși să adopte un astfel de proiect doar în urma unor documentări amănunțite a listelor de inventar. Trebuie să obțin de la cetățeni și de la instituții bunuri potrivite pentru muzeu. Pentru aceasta, în general, s-a căzut de acord, parcă ar fi un consens, în sensul ca să fie repartizat în aceasta spațiul de la etajul 2, Clubul Copiilor, 7 încăpere. Dar pentru a avea convingere la acțiunea aceasta de obținere a bunurilor respective, solicit un document din care să rezulte că Consiliul Local sau Primăria, în principiu, recomandă sau este de acord sau stabilește ca spațiu cel puțin provizoriu, acel care l-am enumerat mai înainte. Însă spațiul de la etajul 2 din clădirea Clubului Copiilor este însă un spațiu care nu aparține Primăriei Cugir și din acest motiv consilierii nu au putut lua o decizie în această privință. Nici nu s-a luat o hotărâre privind amplasamentul, să spunem, viitorului muzeu. Probabil că tacit, în urma vizitei care am făcut-o la Clubul Copiilor, tacit și având în vedere faptul că alte spații nu sunt disponibile, probabil că asta va fi, dacă toți membrii comisiei vor cădea de acord, asta va fi soluția. Însă pentru a demara proiectul, viceprimarul orașului Cugir este de părere că Asociația Procugir trebuie să pună la dispoziția Consiliului Local lista cu inventarul obiectelor care vor fi expuse. Problema este alta. Noi, la momentul acesta, Asociația Procugir n-a fost în măsură să ne pună la dispoziție, așa cum am solicitat, o listă a obiectelor propuse a fi expuse în cadrul acestui muzeu. Și dacă, așa cum s-au avansat ieri unele propuneri, vom vrea să expunem obiecte gen mașina de spălat rufe Alba Lux 4, atunci mă îndoiesc asupra calității muzeului respectiv. Până la această oră nu există nicio listă a obiectelor care ar putea fi expuse și nici a persoanelor care ar fi dispuse să-și doneze obiectele muzeului. În schimb, Consiliul este de acord să pună la dispoziția asociației un spațiu în clădirea Clubului Copiilor. La Clubul Elevilor, așa cum v-am spus și data trecută, putem pune la dispoziție 7 sări. Deci, suficient de mari, care nu se trebuie să amenajate, ci trebuie să cheltuiem serioasă. Problema este în continuare analizată de o comisie a Consiliului Local, care va lua în calcul toate posibilitățile organizării unui spațiu dedicat obiectelor de muzeu.
Pictorul Nicolae Toma Muntean s-a născut în anul 1937 la Teiuș, în județul Alba. A terminat cursurile Academiei de Arte Plastice Ion Andrescu în anul 1965. De atunci a participat la numeroase expoziții atât în țară cât și în străinătate, în Germania și Italia. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Alba Iulia, și a expus de curând opere din colecția personală la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Cele mai recente expoziții la care a participat au fost în anul 2012 la Buzău și la Târgoviște. Nicolae Toma Muntean îmbină în opera sa, într-un mod fericit, cele trei fațete ale timpului, trecutul, prezentul și viitorul. Tonalitățile paletei variază de la un ocru pământiu la o întreagă gamă de verde, uneori cu străluminări care îndeamnă la reflexie, ele punând în discuție serioase probleme existențiale și metafizice. La o primă vedere, expoziția este interesantă, dar în același timp dificilă pentru un ochi neformat. Știți ce se întâmplă? Intenționat nu am vrut să vin cu etichete puse la tablouri. În primul rând, deranjau așa estetic, să zic. Și am lăsat mai bine la latitudinea fiecăruia ca să se apropie de lucrare și să înțeleagă în felul lui. Deci, ce îi transmite, în sfârșit, să-i creeze o lume, practic. În stânga mea, avem o lucrare care vă este dragă, să spun așa. Ne puteți spune câteva amintiri ce vă leagă de acest tablou? Da, este orgă de vânt la Castelul Bran, la Brașov. Eram student și împreună cu un coleg pe biciclete mergeam să ascultăm orga. Deci ea cântă atâta vreme cât bate vântul. Lucrarea este puțin filozofică, dacă cutia de rezonanță, cum se transmit, pe unde ajunge, unde pur și simplu este răspândit în aer. Mi-a dat puțin de lucru din punct, legat de compoziție, de modul de prezentare. Spuneți-mi, pentru cei care vor vrea să viziteze expoziția, cât timp este deschisă în perioada următoare? Am stat de vorbă cu directorul, domnul Rustoiu, și îmi spunea că expoziția poate să rămână chiar și în luna ianuarie. Lucrările expuse evidențiază faptul că pictura lui Nicolae Toma Muntean se îngemânează cu poezia, filozofia și muzica. O seamă de simboluri cristice apar ca niște trepte care ne dau prilejul să pătrundem misterul care ne înconjoară pretutindeni. Întreaga lui pictură transmite un mesaj încărcat de simboluri și fine aluzii mistico-religioase, de o realizare tehnică și coloristică deosebită. Remus Mihail Hagea din Măgina cultivă bostani uriași, dar și cartofi de o jumătate de kilogram bucata sau sfeclă de 5 kilograme. Anul acesta a bătut recordul în materie de superbostani. A recoltat un dovleac de aproximativ 50 de kilograme. Săteanul are un îngrășământ aparte care priește de minune bostanilor. Spune că an de an a recoltat dovleci imenși, dar niciodată nu a făcut public acest lucru. Ați mai avut așa mare? Nu am avut niciodată așa mare, dar anul ăsta au fost plantați într-un loc special. Unde? La fostul CAP Măgina, unde se duce borhotul de la țuică. Acolo vin ceva vitamine speciale. A, deci de la borhotul de la țuică cresc așa mari? Exact, numai acolo se face așa ceva. Săteanul cultiva bostan pe 10 ani, teren îngrășat, an de an, cu borhotul ce curge de la cazanul de țuică amplasat în spatele suprafeței de teren. Pe ce suprafață cultivați? Suprafață de 10 ari. Și cam cât recoltați așa pe an? Păi recoltăm în jurul lui 3 tone, 2 tone jumate. Aha, 2 tone jumate. Păi ce faceți cu ei? Am vândut foarte mult, am avut comenzi și acum avem încă și mai avem sus la fermă și vindem la oameni din ăștia care sunt natural, n-au îngrășăminte chimice, n-au nimic. Asemenea dovleci nu mai are nimeni în sat, fapt pentru care vecinii îl invidiază pe Remus Hagea. Au vecinii mei și nu li s-au făcut și sunt invidioși. Au la 5 metri de mine peste gard. Păi și cu de ce sunt invidioși? Ce zic? Păi zice, cum dracul la tine crești și la noi nu? Uriașul bostan nu are viață lungă.
Mâine o să invit mai mulți cetățeni și prieteni și îl mazilim. Băgăm barda în el și îl feliem. Și fiecare ia o felie. Duminică de la ora 14, în cadrul emisiunii Agricultura în județ, puteți urmări un amplu reportaj cu simpaticul agricultor de profesie inginer mecanic. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul un eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită să aveți! Bine v-am găsit la știrile din sport. Unirea Alba Iulia se află într-o situație destul de grea după cele petrecute pe întreaga durată a turului. La un pas de desființare, clubul a primit încă o veste proastă. Din cauza neplății salariilor către 3 foști jucători, Unirea riscă o depunctare de 2 puncte. Din cele 11 puncte acumulate cu greu, uniriștii pot rămâne doar cu 9. Astfel s-ar șterge egalurile cu Al Roslatina, respectiv FC Argeș. Cu eventuală depunctare, Unirea ar putea ajunge în zona de risc a clasamentului. Datoriile față de 3 foști jucători pot lăsa clubul în beznă. Alex Penicianu, Deian Pecarov și Dragoș Militaru sunt jucătorii care în urma memoriului trebuie să-și recupereze restanțele financiare în valoare de peste 9.000 de euro. Cei 3 jucători au ajuns la echipe ferite până acum de probleme. Pecarov și Plernicianu fiind sub comanda lui Aurel Șunda la Săgeata Năvotar și Militaru aflându-se la Damila Măciuca. Incertitudinea planează deasupra clubului din cetatea Marii Uniri. Terian German a declarat că nu mai știe nimic despre situația echipei, însă dorește și speră ca problemele să fie rezolvate pentru a reuși să aducă trupa din nou pe linia de plutire. Clubul sportiv de fotbal feminin în Avobio Alba Iulia va juca mâine un amical în compania juniorelor de la Clubul Feminin de Fotbal Olimpia Cluj. Meciul face parte din calendarul activităților destinate sărbătorii naționale a României. Duelul va avea loc la ora 14 pe stadionul Cetate. Meciul este de bun augur atât pentru fotbaliste cât și pentru spectatori. Acest ultim meci din anul 2012 va fi o adevărată demonstrație de talent și, bineînțeles, tehnicitate, având în vedere că Olimpia Cluj beneficiază de un centru de copii și juniori foarte bine cotat. Cu toate că vor întâlni fotbaliste mai tinere, meciul va fi dificil pentru fetele antrenate de Cătălin Popa, mai ales că a fost cuprins în calendarul activităților sărbătorii Zilei Naționale. Aceștia au mai precizat că doresc să încheie anul într-o notă pozitivă, mai exact cu o victorie în fața junioarelor clujence. În campionat, Navobi Alba Iulia a fost învinsă de formația Marea Clujului cu 15-0, însă este de precizat faptul că jucătoarele Olimpiei au ajuns în acest sezon până în optimile de finale ale competiției Champions League. Echipa Alba Iuliană va intra în vacanță, următorul meci oficial fiind programat abia în luna martie. Clubul va face în următoarea perioadă un trial de selecție, vizând jucătoare foarte tinere ce pot fi formate și modelate, bineînțeles, cu gândul spre adevărata performanță. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică meteo. În această seară cerul va avea înorări temporare și local va ploua. Vântul va prezenta intensificări, în special în zona de munte. Temperatura aerului va fi destul de ridicată pentru sfârșitul lunii noiembrie, astfel încât minimele termice se vor situa între 3 și 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică va continua să scadă, iar mercurul din termometre va coborî la noapte până în apropierea valorii de 4 grade la Alba Iulia și Sebeș, și 3 grade Celsius vor indica termometrele atât la Aiud, cât și la Blaj și Câmpeni. Cer noros prezic meteorologii și pentru ziua de vineri. Temperatura aerului, chiar dacă va fi în scădere ușoară, se va menține la valori ridicate pentru această dată. Așadar, maximele termice vor fi cuprinse, în general, între 10 și 18 grade, iar cele minime între 2 și 10 grade, mai scăzute în depresiuni, spre minus 3 grade Celsius. În cursul nopții, în zonele joase, vor fi condiții de ceață. Presiunea atmosferică va crește, iar maximele vor oscila în jurul valorii de 12 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 11 grade la Aiud și Blaj și 9-10 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni.
Deși valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă în cea mai mare parte a țării, acestea se vor menține ridicate și sâmbătă. Cerul va prezenta înnorări temporare și local va ploua slab. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 6 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade, cu posibilitatea ca dimineața și noaptea, în zonele joase, să fie ceață. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!